Dimineața de știri, dragi prieteni, Taner Kemal, cel mai tare tătar, tătăria salvează România, medic implantolog, dentist de mare clasă, alături de noi, din nou, vorbim despre niște premiere în implantologia dentară din România. Bună dimineața, Taner! Bună dimineața! Ne-ați obișnuit cu premiere naționale după prima operație quadzigoma pe care ați realizat-o, despre care discutam aici în urmă cu câteva luni. Avem și primul six zigoma, citeam, cu tehnică total fix. Ce înseamnă total fix, apropo? Total fix este o tehnică preluată și îmbunătățită de noi, deci putem să-i spunem că este românească, prin care putem reconstrui maxilarele unui pacient care a rămas fără niciun dinte, deci fie nu mai are niciun dinte, fie este pe cale să-și piardă toți dinții datorită unor afecțiuni severe. Ce este interesant? Interesant este faptul că pacientul vine fără dinți și pleacă cu dinți și lucrări, atenție, fixe în aceeași zi sau cel târziu a doua zi. Da, apropo de turismul dentar, Taner Kemal, despre care discutam aici în continuu și despre reputația doctorilor noștri, dragi prieteni, avem aici și doi americani cu care vom intra în direct. Este vorba de soții Enrique și Junice Salas, veniți tocmai de la Las Vegas, iată, să beneficieze de îngrijirea stomatologilor români. Good morning. Good morning. So we will come back a bit later. Vom reveni puțin mai târziu cu dumneavoastră pentru a vă afla impresiile. Revenim la Taner. Turismul dentar. Ar putea România să profite enorm de pe urma lui, pentru că prețurile practicate la noi sunt de câteva ori mai mici decât ceea ce vedem în lumea largă industrializată. Da, este o nișă de care ar putea să profite din plin țara noastră, de care, din păcate, profită anumite țări vecine. Noi profităm de ceva ani de această oportunitate, ținând cont de faptul că România este o țară frumoasă. Pregătirea medicilor este la un nivel similar cu acelor din vest sau chiar cu acelor din Statele Unite. Putem profita de această oportunitate și putem pune România pe harta medicinei, cel puțin medicinei dentare. Sunteți lider în zona medicinei dentare de înaltă clasă, dovadă că de 10 ani tratați cu succes membrii ai trupelor NATO din România, soldați americani, persoane din conducerea unor mari multinaționale. Cum se ajunge la o performanță de tipul ăsta? Da, în urmă cu mulți ani am fost selecționați de către respectivele instituții și a fost o mare onoare să fim alegerea numărul 1 a trupelor americane. Ulterior au apărut și alte oportunități, conducerea marilor multinaționale, însă secretul este simplu: treabă bună, treabă de calitate, sterilizare la cote foarte înalte și efectiv, grija pentru pacient a contat enorm. Mă gândesc că vorbim acum de implanturi zigomatice, quad zigoma, six zigoma, lucruri de-a dreptul științifico-fantastice, chestiuni științifico-fantastice la care nu se gândea nimeni în urmă cu 5 ani, la 7 noi ani, în țară. 10 ani la noi în țară. Păreau imposibile, imposibilul s-a transformat în posibil și în România. Care e ingredientul? Voința. Dacă dorești să faci ceva bun, poți să faci. E mai puțin important să ne plângem tot timpul că nu se poate, că important este să luăm taurul de coarne și să facem bine ceea ce facem. În momentul în care faci bine ceea ce faci, rezultatele nu vor întârzia să apară. Secretul conține mai multe ingrediente și aici aș dori să menționez în primul rând echipa. Echipa pe care am pregătit-o ani de zile, pe care am supra-specializat-o. Investiții masive în dotări, pur și simplu pentru a ajunge la un act medical de calitate, la un act medical sigur pentru pacient. Și aici iar revin la capitolul sterilizare, deoarece știm ce se întâmplă și prin ce am trecut. Oho, e exact. O adevărată psihoză exact. Națională. În mediul privat, fără investiții nu se poate, dar investițiile aduc întotdeauna rezultate. Dacă am extrapolat acest lucru și în mediul public, și aici aș începe cu omul sfințește locul, rețeta ar funcționa fără doar și poate. Îi avem invitați în această dimineață, domnule Kemal Taner, pe soții Salas, americani operați între două avioane ale dumneavoastră, ale echipei dumneavoastră, între o conferință la Praga, că vă urmăresc activitatea, și un drum către un mare congres de la Barcelona. Cum se reușește asta?
o asemenea operație și pacientul să iasă repede pe picioare într-un timp foarte scurt. Tocmai aici este secretul și aici, aici vine tehnica de care am vorbit la începutul emisiunii, acel total fix. Dar într-adevăr ne aflam între două avioane, între două evenimente unde participam nu numai eu și echipa. Dânșii au fost programați, totul a decurs ca la carte, deoarece organizatoric lucrurile stau foarte bine în clinici, sunt persoane care se ocupă de fiecare departament. Ei au fost investigați foarte atenți, dar totodată rapid, și ăsta este avantajul de a avea în clinică toate instrumentele de investigare, diagnosticați și operați. Pur și simplu am văzut fericirea în ochii lor atunci când au, efectiv nu le venea să creadă că această tehnică de care știau că beneficiază, de care auziseră în Statele Unite, dar la costuri prohibitive pentru ei, au putut să o realizeze aici la costuri mult, mult, mult mai mici, în aceleași condiții de siguranță, de confort și de calitate a actului medical. Acum o să discutăm cu soții Salas, dragi prieteni. I will start with Janice Salas. Doamna Janice Salas. Good morning again, madam. Bună ziua din nou. Dr. Kemal, cum a înțeles, cum a înțeles echipa domnului Kemal Taner? Îl voi lăsa pe soțul meu să discute, pentru că dânsul a făcut multe cercetări în privința turismului dentar și el a găsit clinica domnului Kemal. Sunteți un fel de expert în acest domeniu. Da, eu sunt cel care a făcut cercetarea. Am mers la diferiți stomatologi în Statele Unite. Estimările pe care mi le-au dat au fost foarte mari și suma pe care, care mi s-a sugerat a fost de $100,000. După aceea am început să fac căutări pe internet și am aflat o pagină în Canada care menționa noul tip de turism, numit turism dentar, care se adresează clienților din țările dezvoltate care își permit astfel de turism. Aici sunt diverse criterii de sterilizare, așa cum a menționat și domnul Kemal. Pentru noi este o garanție că domnul Kemal este educat și pregătit într-o țară unde criteriile medicale sunt foarte înalte. Și pe mine, ceea ce mie mi-a oferit confort a fost că dânsul lucrează cu Statele Unite, fiind singurul doctor din România care lucrează cu soldații americani. Și știind de acest fapt, mi-a oferit un confort. Deci majoritatea pacienților de aici se gândesc că serviciile medicale dentare trebuie să fie gratuite, dar dumneavoastră ați menționat niște costuri foarte ridicate în Statele Unite, mai ales în America și în Europa. Costurile acestea acoperă niște servicii limitate, dar nicio asigurare nu acoperă înlocuirea dinților și trebuie să-l plătești pentru acestea. Costurile sunt foarte ridicate, mai mult ca sigur din cauza complexității tratamentului, nevoia unei echipe pregătite. Nu este un serviciu performat de un singur doctor, cât și aparatura trebuie să fie de înaltă clasă. Clinica domnului Kemal este ca un mic spital, are absolut toate utilitățile, până și unitatea de recuperare după operație, operația fiind un proces foarte complex și de lungă durată. Operația noastră a fost complicată.
Ce ne puteți spune despre echipa domnului Kemal? Echipa este foarte mare, aceasta ne oferă un confort, să avem atâți doctori lucrând împreună, fiecare cu specialitatea lui. Și domnul Kemal, având aportul acestora, știați ceva de România înainte? Știam despre țigan, problema, o problemă în țara noastră, dar acum sunt norocoasă să ascult muzica. Jorge Enescu. George Enescu. Sau lui Gheorghe Zamfir și cântatul la Nai. Cât și cunosc și poetul nostru celebru. În definitiv, zâmbetul este important. Da, este important. Soția mea, în special, în ultimii ani, era timidă, nu dorea să întâlnească oameni, întotdeauna își acopera gura cu mâna. În câteva zile este o persoană nouă. Junis and Enrique Salas, dragi prieteni, so, thank you for joining us today. So we are waiting you again in Romania as tourists. What, vă așteptăm încă o dată în România ca turiști. Taner, last word. Este foarte important că prin actul medical pe care îl oferim, nu creăm numai zâmbetul, creăm funcția în primul rând, dar și zâmbetul este foarte important. Având toate filmările și fotografiile dinainte, ne dăm seama cât în câteva zile cât au evoluat psihologic acești oameni. Acești oameni au nevoie de zâmbet ca să socializeze, au nevoie de dinți ca să mănânce. Nu se poate, dacă nu putem oferi soluții avangardiste pe măsura așteptărilor lor, nu putem să ne aliniem la standardele stomatologiei contemporane. Mulțumim, dragi prieteni, stomatologie modernă se poate și la noi. Dr. Kemal Taner, lider în domeniu de 20 de ani, muncește pe brânci. Stați cu noi, muncă și inteligență. Realitatea TV continuă dimineața de știri.